Salutare și bine v-am găsit tuturor! Încercăm un nou setup aici la acest podcast care a luat o pauză foarte lungă, dar nu despre asta vreau să vorbim astăzi, ci despre faptul că se apropie cu pași foarte, foarte repezi parada militară de pe 1 decembrie, la cea din București mă refer, din simplul motiv că este cea mai amplă, cu cea mai mare desfășurare de forțe, nu pentru că am exclude cumva orașele importante din provincie. Ei bine, pentru că numai mâine nu-i pui mâine, vorba înțelepților din vechime, m-am gândit că ar fi foarte interesant să trecem un pic în revistă ce va zbura de 1 decembrie. Poate dacă există interes din partea voastră și o să am comentarii foarte, foarte multe pe această temă până sâmbătă, poate o să facem un clip rapid, rapid, rapid și cu tehnica militară care se va desfășura la sol, care va trece pe sub Arcul de Triumf și care va putea fi admirată în cursul zilei de duminică la Parada Militară din București. Până atunci, hai să vorbim despre ceea ce ne interesează, chestiile care zboară pe cer și pe care le vom putea vedea relativ de aproape duminică, repet, pe 1 decembrie cu ocazia Paradei Militare din București. Și elementul de noutate cu care vine această paradă din 2024 este drona Bayraktar TB2. Știți că noi am mai vorbit despre TB2, am mai vorbit despre aceste drone. Ei bine, iată că pentru prima dată Armata Română, Forțele Terestre, pentru că de către Forțele Terestre sunt operate dronele acestea Bayraktar TB2, vor folosi o astfel de dronă în aer, dar nu în dispozitivul de prezentare a aeronavelor, ci într-un mod inedit, conform Ministerului Apărării, forțele terestre vor folosi o astfel de dronă Bayraktar TB2 pentru a acoperi și a transmite în timp real evenimentele de la paradă. Practic, pentru cei care n-ați fost, vă explic acum, iar pentru cei care ați fost, probabil doar vă reamintesc pentru că veți ști treaba asta, în zona Arcului de Triumf și în zona adiacentă unde se strânge mulțimea de regulă pentru parada de 1 decembrie, sunt amplasate niște ecrane uriașe pe care se transmit în timp real imagini de la paradă, imagini mai de detaliu pe care altfel poate nu le-ai putea vedea. În principiu, până acum, aceste imagini veneau din feed-ul TVR, Televiziunea Națională, fiind cea care transmite efectiv parada, televizează parada pentru toți broadcasterii din România. Ea dă semnalul cu carul TVR, se transmite această paradă la televizor. Ca element de noutate, acum, pe lângă feed-ul pe care TVR îl propune, pe ecranele din zona Arcului de Triumf, nu este clar dacă imaginile acestea vor intra și în feed-ul pentru televiziuni, dar cu siguranță pe ecranele din zona Arcului de Triumf vor fi transmise imagini preluate în timp real de această dronă, Bayraktar TB2, care în esență este o dronă de supraveghere și practic vom putea vedea și noi ce vede un pilot, un operator de dronă în condiții reale, într-o misiune de zbor. Evident că nu vorbim despre un teatru de luptă și așa mai departe, dar putem să ne facem o idee cam cât de capabilă este această dronă, dacă ea poate fi folosită, iată, pentru o transmisiune a unei parade de militare cu ocazia Zilei Naționale, probabil că are și multe alte întrebuințări. Dar nu numai dronele vor evolua de această dată sau pe 1 decembrie, ci vom avea multe, multe, multe alte aeronave și am să încerc să vă citesc câteva dintre ele de teamă să nu greșesc. Ca de obicei, cine va deschide parada va fi, sau ce va deschide parada, nu neapărat cine, un elicopter IR-330 Puma de la baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, clasicul elicopter Puma care evoluează cu drapelul tricolor pe deasupra Arcului de Triumf, pe deasupra tehnicii militare de la sol, pe deasupra militarilor care defilează pe sub Arcul de Triumf din București. Mai departe, după acest elicopter, va urma o formație de 3 elicoptere, tot IR-330 Puma, tot din cadrul bazei aeriene, bazei 90 Transport Aerian de la Otopeni. Mai departe, următoarea formație va fi alcătuită din 3 elicoptere IR-330 Puma socat de această dată și veți recunoaște elicopterele IR-330 Puma socat
prin faptul, prin elementul distinctiv care este compus din cele două aripioare, între ghilimele, pe care le au în laterale și pe care sunt amplasate de regulă diferite tipuri de armament. Elicopterul IR-330 Puma Sokat este o versiune de atac a elicopterului IR-330 Puma, un elicopter eminamente de transport, un fel de autobuz cu elice, așa cum mai este poreclit în unele medii. Următorul detașament este format tot din trei elicoptere IR-330 Puma, dar de această dată este vorba despre elicopterele Puma care au participat la misiunea EUFOR Altea, o misiune foarte importantă pe care forțele aeriene române au întreprins-o și pe la care vor mai merge și în anul 2025. Această misiune se desfășoară în Bosnia și, din câte am înțeles, forțele aeriene române vor trimite 4 elicoptere IR-330 Puma. Acestea 3 care vor evolua la parada de 1 decembrie vin de la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu și de la baza 71 aeriană Câmpia Turzii. Mai departe avem elicopterele SA-365N Dauphin, elicoptere care sunt operate, sunt utilizate de Serviciul Român de Informații. După aceasta va veni o formație de 3 elicoptere EC-135 operate de Ministerul de Interne, elicopterele SMURD pe care le știți cu toții, cunoscutele buburuze roz, care salvează vieți și care sunt atât de importante de atât de mulți ani. Mai departe, după EC-135, vor veni noile elicoptere Sikorsky Black Hawk S-70M, la a doua lor participare la o paradă de 1 decembrie. Evident, în principiu, 2 sau 3, poate chiar 3 elicoptere Black Hawk vor evolua pe deasupra Arcului de Triumf. În continuare trecem la ceea ce pare mai spectaculos sau este mai spectaculos pentru mulți dintre noi, avioanele, și avioanele vor debuta în forță cu o formație de 3 aparate de transport C-27J Spartan de la baza 90 transport aerian, după care vom avea o formație compusă dintr-un avion C-130 Hercules, tot de la baza 90 transport aerian, plus 2 avioane IR-99 standard. Și mă opresc, nu o să zic acum nimic despre IR-99, care trebuia să fie modernizat și așa, nu o să mai zic nimic. Deci un Hercules și 2 IR-99 standard de la baza aeriană de la Boboc. Mai departe avem o formație de 3 aparate IR-99 Shoim, care de această dată vin de la baza 95 aeriană de la Bacău. Și din nou, mă opresc cu posibilele comentarii legate de programul ăsta de, de modernizare, care e mai mult cosmetizare și care și așa întârzie și pare că nu o să se termine niciodată. Mulțumim celor de la Craiova, gata, pun pauză. În continuare, după avioanele IR-99 Shoim de la Bacău, va evolua deasupra Bucureștiului un aparat Bombardier Learjet 75, unul dintre cele două aparate de acest tip pe care Ministerul de Interne de asemenea le operează pentru misiuni de transport aeromedical. SMURD-ul are 2 astfel de aparate moderne care n-au intrat cu foarte mult timp în urmă în serviciu și care sunt folosite pentru misiuni destul de dificile, destul de complicate. După Learjet urmează componenta F-16 și spun componenta F-16 pentru că o să vedeți este una numeroasă de această dată și cu încărcare. Primii care vor evolua vor fi cei de la baza 86 aeriană de la Burgea. O două formații de câte 3 aeronave de la baza de la Burgea. După care va veni o formație de 3 avioane, tot F-16, de această dată de la baza 71 aeriană. Dacă primele sunt fac parte din escadrila 53 de la Borcea, prima escadrilă de F-16 a României,
Acestelalte, celelalte trei fac parte din escadrila 48 de la Câmpia Turzii, a doua escadrilă de F-16 a României și cumva mă bucur, iată, că am ajuns să pot spune acum a doua escadrilă de F-16. România, da, iată, are două escadrile de F-16 și probabil pe parcursul anului 25 vom începe să discutăm foarte apăsat și despre a treia escadrilă de F-16, să vedem unde va avea și aceasta casa, dacă va fi Mihail Cogălnicianu, dacă va fi Bacău sau dacă va fi poate o alegere surpriză. Mai departe, după aceste trei avioane de la Câmpia Turzii, vor veni patru avioane F-16. În principiu, și spun în principiu pentru că nu am încă toate detaliile și trebuie să recunosc că nici nu le-am căutat cu foarte mare atenție, dar în principiu aceste patru avioane sunt tot de la Borcea. De ce sunt ele speciale? Pentru că fac parte din detașamentul Lituania, să-i spunem. Sunt avioanele, sau nu neapărat avioanele, cât mai ales echipajele, piloții, care în primăvara anului viitor vor merge în Lituania pentru misiunea Baltic Air Policing. Va fi pentru a doua oară în istorie când România, când forțele aeriene române vor efectua acest tip de misiune de poliție aeriană în zona statelor baltice. Este un moment, sau va fi un moment istoric, după ce s-a reușit acest lucru cu MiG-urile 21 de la Câmpia Turzii, prin 2007, dacă mi-aduc eu aminte corect. Iată că 17 ani mai târziu, sau chiar 18 ani mai târziu, vine rândul avioanelor F-16, în principiu de la Borcea, dar nu exclud să fie un detașament mixt Borcea-Câmpia-Turzii. Nu, repet, nu am niciun fel de informație în acest sens, este doar o pură speculație. Cert este că patru avioane F-16 cu piloți români, cu tehnicieni români și așa mai departe, vor merge în prima parte a anului următor în Lituania pentru această misiune foarte importantă, Baltic Air Policing. Aceste patru avioane, sau mă rog, acești patru piloți la bordul aeronavelor F-16 disponibile pe 1 decembrie, vor evolua ca formație de patru, repet, în cadrul paradei de 1 decembrie. Și este o componentă nouă, pentru că mi se pare foarte, foarte, foarte drăguț că forțele aeriene române au optat să îi scoată în față pe acești oameni care vor efectua până la urmă o misiune importantă atât pentru NATO, cât și pentru România ca stat care contribuie la NATO. Ultima formație din cadrul componentei aeriene a paradei de 1 decembrie este formată de asemenea din 4 avioane F-16, dar de această dată este vorba despre avioanele Centrului de Instruire F-16 de la Borcea. Avioanele olandeze care sunt în principiu utilizate, zburate de piloții români și ucrainieni care învață să zboare pe F-16. Niciunul dintre ei cel mai probabil nu se va afla la bordul lor cu ocazia zilei de 1 decembrie, ci vor evolua pe deasupra Arcului de Triumf instructorii centrului de la Borcea, care instructori sunt angajați ai celor de la Lockheed Martin, compania care și produce avioanele F-16. Sunt așadar contractori civili, dar foști piloți militari cu foarte mare experiență, care au venit în România pentru a ne ajuta și a-i ajuta și pe vecinii noștri să învățăm să folosim în cât mai mulți oameni, cu cât mai mulți piloți, aceste avioane F-16, care încă, indiferent de ce ar spune unii sau alții, sunt extraordinar de capabile. Cam asta este partea de componentă aeriană a paradei de 1 decembrie și aici este rândul meu să vin și să vă spun că aștept de la voi, dacă există această dorință, să discutăm și despre componenta de la sol a paradei de 1 decembrie, să spamați în comentarii, dați-mi foarte multe comentarii ca să-mi dau seama că există interes și să nu mai lenevesc și să vin cu acest podcast, cu această informație despre componenta terestră, despre ce tehnică militară va evolua la sol în timp util, înainte de parada de 1 decembrie ar fi de dorit, nu-i așa? Deci spuneți-mi foarte repede în comentarii dacă vreți și componenta de la sol, facem repede un clip și îl discutăm și pe acela.
Până atunci, cum vi se pare componenta aceasta aeriană? Mai bogată, mai săracă decât în alți ani? Evident, da, poate un element de sau un alt element de noutate, dar nu în sensul pozitiv, este că, exceptând avioanele F-16 de la Borcea, de la centru, cele ex-olandeze care vor fi zburate de instructorii Lockheed Martin, de această dată nu mai avem invitați străini, nu mai avem F-18 spaniole sau canadiene, nu mai avem Eurofighter Typhoon spaniole sau britanice sau italiene, deci nu mai avem invitați străini cu totul, o forță aeriană străină care să evolueze pe deasupra Arcului de Triumf. Dar cred eu că este o paradă aeriană interesantă, dacă și vremea ne va ajuta duminică, vor putea fi văzute aeronave foarte interesante și lansez și o provocare pentru voi cu această ocazie, pentru cei care vor merge și poate pentru cei care au o pasiune pentru fotografie, cea mai bună poză cu drona Bayraktar deasupra Bucureștiului, prinsă, nu știu, cum vreți voi, nu știu ce înseamnă bună, cu un fundal deosebit în spate, cu Casa Scânteiei, piața, Casa Presei Libere, mă scuzați, pe fundal, cu într-o, nu știu, mișcându-și camerele, whatever. Cea mai bună poză cu drona Bayraktar în zbor, în ziua paradei, va fi premiată de Aviația Magazin. Vedem cu ce, cu siguranță 1-2 stickere și vedem ce mai punem acolo ca să merite și pe efortul vostru. Dacă v-a plăcut acest episod, evident vă aștept cu like-uri pentru că ne ajută să batem algoritmul, pentru că după pauza lungă pe care am avut-o, suntem foarte jos în ceea ce înseamnă algoritmul YouTube. Vă aștept cu comentarii, neapărat comentarii, ca să arătăm YouTube-ului că este un subiect interesant și că vă place canalul acesta. Și de ce nu, distribuiți clipul ăsta, dați-l prietenilor sau dați-l cunoscuților dacă voi credeți că e ceva ce și ei ar trebui să vadă sau ar merita să vadă, de ce nu. Până la următorul clip, din nou, comentarii legate de parada de la Sol de 1 decembrie, dacă vreți. Dacă nu, scrieți orice vă doriți voi în comentarii și putem discuta. Iar noi ne revedem cu următoarea ocazie, care vă promit eu că nu va fi foarte îndepărtată. Până data viitoare, dragilor, eu am fost Marius Doroftei de la aviațiamagazin.com. Apropo, urmăriți-ne peste tot, de la site aviațiamagazin.com până la toate platformele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și așa mai departe. Pentru că încercăm să avem o prezență cât se poate de constantă acolo și să venim cu materiale noi pentru voi. Mulțumesc, dragilor, toate bune, ne revedem cât de curând se poate.